Au mai rămas 3-4 zile de stat în Cluj și încă mai avem lucruri de făcut. Acum mergem cu mașina la servis, o să o lăsăm acolo până vineri. Noi așa sperăm să fie până vineri, să nu ne spună să venim luni după ea. De aceea încă nu știu sigur câte zile mai stăm. Eu aș vrea în weekend să fim la Văleni. Eu n-am mai fost la Văleni de 2 luni. Mai n-am fost? Da, de la Paște n-am mai fost la Văleni. De aproape 3 luni. Au trecut mult prea multe luni, trebuie să merg acasă și zilele astea o să mă ajutați să pregătesc tot ce am de pregătit Cine te ajută? pentru marea plecare. Uite că și Mira a zis că și ea mă ajută, dar mami, să știi că trebuie să probăm haine. Ue! Aia e, trebuie să le facem și pe astea și după aia scăpăm, nu mai probăm haine toată vara. Probăm acum un pic. Mira nu mai vrea să mă ajute. Astăzi ne-am trezit destul de târziu. Eu am stat și m-am uitat la un serial aseară. Nu știu ce m-a apucat cu serialele, că doar ce scăpasem de febra serialelor și aseară m-am și simțit puțin vinovată pentru că nu știam ce să fac, să mă uit la serial sau să citesc. Eu aș fi vrut să mă uit la serial, dar eul meu interior îmi spunea că trebuie să citesc. Și uite așa, stăteam și pierdeam timpul pe social media pentru că nu știam ce să aleg și ce să fac. Vine taiga la mine și mă întreabă, ok, de ce ai zis că e supărată? Și explică, uite așa, că pe colo, că pe dincolo, că aș vrea să citesc, dar vreau să mă uit și la serial. Și a zis, ok, atunci citește. Și eu îi zic, nu, dar parcă vreau mai mult să mă uit la serial. Și a zis, păi, ăsta e răspunsul tău. Și am stat și m-am uitat la serial, m-a și dat afară din cameră că am vorbit cu el și l-am trezit și m-a trimis la Mira. Și m-am uitat la serial până destul de târziu, de aceea astăzi mi-a fost un pic mai greu să mă trezesc, dar e ok să avem și zile de astea. În seara asta nu mă mai uit la serial, în seara asta citesc, pentru că am început o carte nouă și vreau să o termin. Am rămas un pic în urmă cu cititul. Goodreads mi arată că sunt cu 8 cărți în urmă, ca să îmi ating obiectivul pe care mi l-am setat pe anul ăsta, dar știu că în perioada în care o să fim la mare, o să recuperez, pentru că pe plaja asta o să fac, o să citesc și o să citesc și iar o să citesc. Mi-am și comandat câteva cărți, Mira zice că o să mă și bălăcesc cu ea, dar o să facem și asta și o să facem și castele și o să ne super distrăm. Da, o să ții și tu carte, să citești și tu cu mine. Da, citim împreună. Mașină, să te faci frumoasă pentru călătorie, să te pregătești și tu aici, intens, ne vedem peste câteva zile și acum noi trebuie să sunăm la Uber, să vedem să ne chemăm și noi un Uber și voiam să vă arăt ținuta Mirei, care nu stă locului și a luat tricoul ăsta cu Wednesday și uitați cum îl poartă, e foarte cool. A, faci și tu cum face ea? Asta e poziția, nu? Asta este, văd mai bine. Da, ești cool, foarte cool. Și Îmi tu ai place. Și noi ne asortăm astăzi, că și eu mi-am luat un tricou oversize, la fel ca ea, doar că nu am pantaloni scurți, am fustă din blugi. Știți că Taiga e mare iubitor de cheesecake și voi ne-ați spus că trebuie să mergem la Cheesecake House. A început să și plouă și s-a lăsat destul de rece, dar mergem, facem 6 minute până acolo și cu ocazia asta ne și plimbăm puțin, pentru că în ultimele 2 zile n-am ieșit din casă, nici măcar până la magazin n-am coborât, n-am ieșit deloc, 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 așa că o să ne prindă bine. Și din câte am înțeles, este un local specializat pe cheesecake. Bănuiesc că o să avem mai multe tipuri, mai multe feluri de cheesecake din care putem alege. Și acum ne grăbim pentru că picură un pic și nu vrem să ne prindă ploaia mai tare, dar să iubesc vremea asta. E vreme de citit și de stat pe terasă, nu știu de ce. O terasă semi-acoperită, să simți așa ploaia, să o auzi, dar să nu te ude. Ideal. Domnul prosop în acțiune, ne ținem după el. Dar cămașa asta chiar are textură de prosop. E o cămașă prosop. De aceea, de fiecare dată când o poartă, eu îi zic domnul prosop.
și-a luat Oreo cheesecake. Până la urmă mi-am luat și eu un cheesecake, cu toate că parcă n-aș fi vrut, dar văzând ce de variante au, n-am putut să stau departe. Mi-am luat cu sneakers. Taiga și-a luat cu căpșuni. Arată bine. Aveau și ceva cu smeură. Am zis că data viitoare mi-au cu ciocolată albă și smeură. Și trebuie să comandăm la bar și apoi îți alegi masa, te așezi și te bucuri. Cafeaua o să ne o aducă ei și vreau să ne uităm puțin și pe meniu, să vă arăt tot ce au. Îmi place că au și ceva variante de sezon, cum ar fi cu pepene, este un cheesecake de sezon, sau așa, cu piersici. Și acum văd că au și în Târgu Mureș și în Cluj. Legem aici locația și avem brownie cheesecake, melon cheesecake cu căise, căpșune, lavender cu vanilie, ciocolată albă. Asta aș fi vrut eu să-mi iau și vedeți, costă cam 20 de lei aproximativ. Unele sunt 23, 22 și poți să-ți faci ca un tort doar din cheesecake. Doar ce ne-am întors acasă și am o stare foarte dubioasă. Cred că răcesc. Cine mai răcește în iulie? Nu știu cum reușesc să răcesc vara, dar am nasul înfundat și mă simt așa moleșită, de parcă am febră. O să-mi fac un teraflu și mă pun pe gătit. Vreau să fac o varză călită ca să avem pe ce pune mâna și în seara asta, dar și mâine o să fac așa o cratiță mare, pentru că mi-au adus cei de la Glovo Ditai varza. Voiam să am varză pentru a face salată de varză, dar numai bine că schimbăm planul. Dacă e așa mare varza, dacă tot o tai, o pun pe toată la călit să scap de ea, oricum mai sunt 3 zile și trebuie să cam golim tot ce a mai rămas în frigider și să încropim mâncare cu ingredientele pe care le avem deja. De acum că mă uit la mine, parcă și ochii sunt așa căzuți, dubioși, am față de om răcit. O să termin ce am de făcut și mă bag în pat. Citesc și nu mai fac nimic astăzi pentru ca mâine să mă trezesc fresh. Dar m-a lovit așa dintr-o dată. Eu am simțit de dimineață că m-am trezit cu nasul înfundat, dar în rest aveam așa o stare bună. Și acum e blocat complet, abia de mai pot să respir pe nas și am și starea asta dubioasă, că a început de febră. Mă duc și îmi fac un teraflu să mă pun repede pe picioare, că nu am voie să răcesc, avem multe de făcut. Vă dați seama că dacă răcesc acum o săptămână o să fiu dead. Trebuie să acționez cât mai repede, să tratez ca să scap de ea. Mira e aici, pe a asculta de muzică, face ceva karaoke și dezastru, normal. Așa ne dăm seama că Mira a avut activități, că s-a jucat. Super dezastru. Dacă nu-i dezastru, înseamnă că ceva nu e în regulă. Da, înseamnă că eu nu m-am distrat. Înseamnă că nu te-ai distrat, nu? Dacă nu-i dezastru, ne explică Mira acum. Ne-a venit comanda de la Glovo și voiam să vă arăt produsele noastre esențiale, produse care nu ne lipsesc din casă. Începem cu iaurtul lui Taiga, zice el aici mic dejun, dar pentru Taiga e așa o gustare între mese. Și la capitolul iaurt mai avem cremoso, care e tot pentru Taiga și tot cu căpșuni.
are el ce are cu căpșunile, eu nu pot mânca că sunt alergică. În schimb, pentru mine avem această telemea de vacă de la Hochland. Mai îmi place și telemeaua cu verdeață, dar produsul ăla nu-l găsesc peste tot, știu eu unde trebuie să merg la sigur. Apoi, Rio Mare, nelipsitul Rio Mare. V-am zis că aceste conserve sunt cele mai bune, pentru că au gustul foarte apropiat de gustul din Japonia și noi asta căutăm și de când am dat peste Rio Mare, de atunci nu ne mai lipsește din casă. Plus sosul pesto pentru Mira, pentru atunci când suntem pe încropit de mâncare, când avem chef să gătim cine știe ce, un sos pesto ne scoate din încurcătură. Și cam astea au fost. Deci am luat 3 chestii și am dat 130 de lei pe ele. În ultima perioadă chiar nu se mai întâmplă să comand ceva și să dau sub 100 de lei sau să ies la magazin și să dau sub 100 de lei. Uite, mai avem și mozzarella dacă vrem să mai facem pizza. Am putea să mai facem o tură de pizza înainte de a pleca. Eu sunt foarte setată pe pizza pentru că îmi iese și e foarte bună. Dacă n-ați încercat până acum rețeta, trebuie să o încercați. O să fac eu o rețetă și pentru TikTok, ca să punem așa, să fie mai ușor de găsit. Auzi, iubitule, dar supa asta mai e bună sau e expirat? 9-7, mai e bună. Să pun mai în față, ți-ai comandat-o și nici nu ți-ai mâncat-o. Ai zis că ți-e dor de o supă de asta de la frufru. Asta este supa de roșii. Îi place lui Taiga, dar n-am mâncat-o. Dar nici frufru nu prea ne lipsește din frigider. Uitați, mai avem și așa, fresh bowl, tot pentru Taiga, că el nu prea mănâncă același lucru două mese la rând. Eu n-am ce treabă, am mâncat varză, de seară mănânc tot varză, mâine mănânc tot varză. Bine, pot să mai și încropesc, o să-mi tai probabil acu de seară niște brânză cu roșii. Și Taiga, tu mănânci varză? Că de prânz n-ai mâncat varză. Da. Te-ai pus pe frufru. Și acum vreau să mă ocup de partea mea preferată înainte de a pleca undeva, și anume de împachetare și de pus cap la cap ținute. Am noroc că deja am făcut o selecție, cel puțin pe partea asta de rochii. Mai trebuie doar să le reprobez, să le accesorizez și să le pozez, pentru că nu plec nicăieri fără să nu-mi pozez toate ținutele. Mă ajută foarte mult atunci când sunt plecată pentru o perioadă mai lungă de timp și când am garderoba toată într-un geamantan. Așa văd clar ce am la mine, nu uit, înainte de a mă îmbrăca doar dau așa scroll prin poze și poate zic, uite, iau fusta din ținuta asta cu topul ăsta și cu încălțările astea și fac instant o altă ținută. Să știți că pe mine varianta asta chiar mă ajută mult, poate că pierd mai mult timp la împachetare, la sortare, la pus cap la cap de ținute, dar apoi nu mai pierd timpul în vacanță, nu mai stau să scot tot geamantanul, să-l întorc cu fundul în sus, să probez 100 de variante, văd clar ce am la mine și știu cum vin pe mine și știu ce am de făcut. De aceea prefer să-mi iau aceste ore în plus înainte de a pleca undeva, dar apoi să stau liniștită în vacanță și după ce termin cu ținutele mele, mă ocup și de ținutele Mirei. Într-o primă fază o să fac geamantanul pentru Grecia, pentru că asta este singura călătorie care e cumva bătută în cuie și știm sigur unde mergem, ce facem, când mergem și așa mai departe. Și ăsta este și geamantanul de care o să am nevoie acum cât mai repede. Pentru Grecia v-am zis că mi-am făcut câteva ținute pe albastru, vreau să scot și o fustă din denim și să fac și niște ținute compuse. Neapărat să nu uit să-mi iau și o bluză mai groasă pentru seară, niște blugi, să am așa un pic din toate și costumele de baie să le scot. Și apoi trebuie să sortez și hainele Mirei. Problema e că la Mira în dulap e dezastru. Am tot zis că o să fac un declutter, să-i scot toate ținutele de iarnă, toate hainele de iarnă, să văd care îi mai sunt bune, care nu-i mai sunt bune, să mai fac o cutie de dat mai departe, dar nu cred că mă mai ocup de asta acum. O să-i scot doar hainele de vară, cele pe care le are. Mai am niște haine de vară și la Vâleni, asta e o
altă problemă, pentru că și eu îmi fac acum ținutele, dar știu că o să mai am depus niște sandale de acolo, pălăriile mele toate sunt acolo, gențile mele de vară toate sunt acolo, tot ce am împletit a rămas la Văleni. Nu știu exact când o să ajungem la părinții mei, dar sper eu că cât mai repede posibil. Ideea e că eu aș vrea să luăm mașina din service și apoi a doua zi să plecăm, dacă se poate, a doua, a treia zi, dar problema e că nu știm când o să luăm mașina din service, pentru că oamenii de acolo au fost foarte simpatici și ne-au băgat cumva printre programări. Dar ăsta e și motivul pentru care nu știm când o să fie gata. Pentru că primul loc disponibil ar fi fost peste 2 săptămâni și ar fi fost puțin mult prea târziu pentru noi. Și de aceea au zis că hai să facem așa, aduceți mașina de miercuri și noi o să încercăm să o finalizăm până vineri, dar s-ar putea să se mai lungească pentru că nu au cumva timp dedicat pentru mașina noastră, ci rezolvă la ea printre programări. Chiar au fost foarte de treabă că ne-au ajutat cu asta și că au înțeles situația că trebuie să plecăm și că nu putem să lungim chiar atât de mult șederea noastră la Cluj și vă dați seama că dacă noi nu ne mai întoarcem până în septembrie, trebuie să am mare grijă să iau tot ce-mi trebuie la mine, să nu uit nimic. Acum e cu duș întors, pentru că încă nu știm pe ce rută o să o luăm și e posibil să mai dăm o tură acasă, dar asta rămâne de văzut. Mai bine să plec eu asigurată și să nu regret că n-am pus aia sau că n-am pus ailaltă. Asta e un alt motiv pentru care îmi place să-mi fac geamantanul în avans. Eu sunt și cu listuțele, de obicei după ce termin cu ținutele, îmi fac listă cu ce mai am depus și apoi tai de pe listă. Asta e un alt truc de-al meu pentru a nu uita nimic acasă. Atunci când nu-mi fac listă, mă trezesc la fața locului că n-am luat periuță de dinți, că n-am luat nu știu ce, că mi-am uitat nu știu ce cremă acasă și așa mai departe. Și asta se întâmplă atunci când îmi fac bagajul pe ultima 100 de metri. Toată lumea râde de mine că eu îmi fac bagajul cu o săptămână înainte de a pleca undeva și îl fac așa cumva treptat. Dar vă spun sincer că e mai bine așa. Eu am scos aici și câteva genți, dar nu știu pe care o să le iau la mine. Pasta sigur o iau, că e așa mai de vară, având partea de jos împletită. Chiar n-am cum să o port toamna, iarna. În principiu o port doar vara. Asta este cea mai deschisă geantă pe care o am. Chiar trebuie să-mi iau și o geantă albă, că tot timpul mă plâng că nu am geantă albă și că-mi trebuie una. Îmi plac foarte mult părțile metalice de la această geantă, pentru că sunt așa cumva mate și e un auriu ușor vintage. Are un pic aerul ăla de vechi. Cred că înțelegeți ce vreau să zic. Pasta nu știu dacă o iau la mine, că e geanta pe care o port cel mai des. Ghiozdanul, la fel, nu știu dacă îl iau la mine. S-ar putea să-l iau pentru laptop și pentru tot ce ține de tehnologie. Dar vedem exact ce ghiozdan o să-și ia Taiga, pentru că dacă își iau un ghiozdan mai mare, atunci pot să mă cuplez și eu cu el și să pun tot ce am nevoie la el în ghiozdan. Și rochile, pe care imediat o să le reprobez. Hai să dăm drumul la treabă, că de terminat nu cred că o să terminăm azi. Și a venit momentul să mă pun pe probat. Asta e o roche pe care am purtat-o foarte mult anul trecut. La fel și cea din denim. Cred că e de la Zara și o am de vreo 3-4 ani. Și geanta asta crem cu alb cred că o să fie un mare must în garderoba mea în această vară. Am scos și toate șarfele pentru că vreau să le folosesc pe post de accesorii. O să mi le pun pe cap. Așa fac vară de vară. Rochea asta mega scurtă am luat-o de la outlet anul trecut și îmi era mică. Nu-mi vine să cred că îmi vine și zic să încercăm să punem și o eșarfă pe cap. Bine, nu prea mi iese mie să o prind, dar așa ca idee. Și asta este o altă roche pe care am luat-o din outlet, am dat 15 lei pe ea. E cam transparentă, trebuie să iau eu o lingerie culoarea corpului și nu știu dacă îmi place sau dacă nu-mi place, parcă se așează dubios în partea de sus. Dar cred că aș putea să fac ceva cu ea și să o aranjez mai bine. Apoi am încercat acest haori reinterpretat cu niște pantaloni scurți albi din in, dar parcă îmi place mai mult cu această fustă din denim. Haoriul ăsta este de la brandul Susu, este un brand japonez și toate produsele lor sunt făcute în Japonia și folosesc doar materiale din Japonia. Și uite că a venit și pitica mea pe la mine, momentul de iubire.
și acum continuăm cu probatul, ținute de plajă. Uitasem de setul ăsta lucrat manual și cred că îmi place, sunt cam dezbrăcată, dar de plajă merge. Uite, pot să-l pun așa peste costumul de baie și mai punem și o cămașă și gata ținuta. Și acum hai să punem în geamantan toate ținutele pe care le-am pregătit până acum. Bună dimineața, tot aici sunt. Partea bună e că am terminat cu ținutele mele pentru Grecia și am ales și accesoriile pe care o să le iau cu mine. Mi-am pregătit aici ceva mărgele, astea le am din dulapul mamei lui Taiga. Pe ăsta mi l-am luat eu de la un târg de vintage. Ăsta e lănțișorul meu de la Stradivarius, niște cercei de la Zara, niște perle așa mari. Astea sunt superbe, mai ales dacă îți prinzi părul. Cerceii cu scoici. Și trebuie să mai scot eu niște accesorii cu scoici, că țin minte că mai aveam. Și mi-am luat recent acest choker de la Pull&Bear. Și merge foarte bine atunci când te îmbraci în denim. Și aseară, mai bine zis asnoapte, pe la 1, m-a apucat pe mine creativitatea și m-am jucat cu o eșarfă. Am încercat să o pun pe post de top și am găsit 5 moduri diferite, moduri care să fie și safe, că așa am mai găsit eu niște variante, dar nu prea sunt purtabile. Am și testat, cred că am stat 2 ore de am făcut asta, eram în oglindă, pozam variantele finale și chiar îmi place mult de tot cum se vede eșarfa pe post de top. Asta e prima variantă, o variantă simplă. Eu am văzut un top așa la Bershka și am rămas cu gândul la el și de-aia seara am zis hai să încerc totuși să pun o eșarfă, să văd, stă, nu stă și surprinzător chiar stă, nu se lasă în jos, nu cade. Eu am întors aici la spate eșarfa și nodul l-am făcut în față. Putem purta această eșarfă cu niște pantaloni din denim, cred că se va vedea foarte fain, sau putem să ne luăm și gen o eșarfă mai scurtă, o bandană și atunci o să ne vină ca un crop top. O să ne acopere sânii și o să vină acest triunghi fix pe buric, cumva. Apoi, stai să vedeți că mai avem câteva variante, dar trebuie să văd eu ce fac cu microfonul. Încercăm să-l punem aici, sper că mă auziți. Așa, am improvizat. Cred că trebuie să vorbesc un pic mai tare. Vedeți că pot să mă și mișc, nu cade. Ăsta este testul. Sărim, nu cade, nu se întâmplă nimic. E safe. Putem să-l întoarcem și să ne facem ca o bustieră. Acum fie îl întoarcem pe interior, băgăm tot materialul ăsta în interior, fie pur și simplu pe exterior. Depinde și de modelul pe care îl avem pe eșarfă. Și băgăm aici sus. Punem și cureaua asta ca să avem un look final. Fusta asta tot cade și mă enervează și tot aseară am încercat să-i pun o curea pur și simplu și mi-a plăcut cum se vedea și o și ține pe poziții, nu se mai întoarce, am rezolvat problema pe care o aveam cu ea. Ok, trebuie să o strâng un pic mai tare. Și asta e look-ul numărul 2. Și așa toate eșarfele din mătase pe care le avem în dulap putem să le purtăm pe post de topuri, nu doar pe post de accesoriu pentru cap, că eu așa le purtam până acum. Pentru numărul 3, trebuie să întoarcem aici, să facem ca un X și să legăm eșarfa pe după gât. Gata, am făcut nodul și acum luăm extremitățile care ne-au rămas, rulăm materialul, așa, aducem topul la lungimea pe care ne-o dorim și mai facem încă un nod în spate. Cam așa ar veni din spate, dar vedeți că în față avem materialul ăsta care stă ciudat. Ce facem cu el? Îl băgăm pe interior. Și gata, mai avem încă un top. Cred că ăsta este look-ul meu preferat. Și chiar zici că așa am cumpărat acest top, nu zici că e improvizat de mine. Uitați, nu se vede nimic nici pe lateral. Și aici la fel, stă super bine, pot să mă mișc, nu cade materialul din interior. Și e foarte cute. Și poți să faci asta cu toate eșarfele. Și eșarfe de genul
găsim multe magazinele second hand. Cred că nu există second hand care să nu aibă măcar două, trei eșarfe din mătase și nu trebuie neapărat să fie din mătase, poate fi din orice material. Cred că dacă sunt din bumbac, se așează puțin diferit și nu stau așa. Ne trebuie ceva satinat. Continuăm cu look-ul numărul 4. 4. Pentru numărul 4 punem pur și simplu eșarfa așa pe după gât, fără să o mai întoarcem și facem un alt nod tot la spate. Stați că nu găsesc. Așa. Și putem să întoarcem. Și aici la gât o să stea așa un pic flu-flu. Nu știu cum să zic. Deci ăsta e un look drăguț. Și vedeți cât de repede obțin aceste look-uri. Bineînțeles că putem să mai aranjăm materialul pe aici pe acolo, dar cam asta ar fi. Și pentru numărul 4, trebuie să dăm eșarfa jos, dar păstrăm nodul ăsta pe care l-am făcut. Și punem așa eșarfa pe umăr. Putem să alegem pe dreapta, pe stânga, pe ce vrem noi. Facem din nou un alt nod la spate. Că nu prea mă descurc. Cam asta e. Și aranjăm materialul. Aici pe lateral avem mai mult material. Ia stai să văd cum îl bag. Cred că nu mă deranjează, că nu se vede nimic. Doar că parcă stă un pic ciudat. Ar trebui să mai rotesc eu odată. Și aici pe interior să-l prind. Da, este foarte bine. Și asta este look-ul numărul 5. Cred că la spate n-am aranjat eu cum trebuie, dar mai băgăm din material asta, șmecherie. Chiar stă, nu iese, nu nimic. V-am zis că am făcut asta și am testat pentru fiecare variantă, m-am mișcat, am sărit, am făcut tot ce se putea face, tocmai ca să mă asigur că sunt niște variante purtabile. Și mai aveam o variantă, dar nu mai știu cum am făcut-o. Cred că am poză. Venea cumva tot materialul în față. Nu mai știu. Oricum, dacă vrem, putem să o luăm așa și să ne punem o eșarfă în talie. E și asta, o altă variantă la care m-am gândit și recunosc că varianta asta am mai văzut-o și pe TikTok. Sau putem să ne punem o curea în talie și apoi să venim cu materialul ăsta cumva să ascundem și o să ne acopere doar partea din față și spatele rămâne complet gol. O să avem probabil doar cureaua care vine așa și putem să luăm o curea metalică, cum e cea pe care o port eu aici. Și cam astea sunt modurile de purtare care au trecut și testul rezistenței și acum o să continui cu bagajul. Astăzi vreau să finalizez cu bagajul pentru Grecia. Imediat pregătesc și ținutele Mirei și apoi pot trece la cel de-al doilea bagaj, bagajul pentru luna august, bagajul pentru luna călătoare care nu știm unde o să fie, când o să înceapă și așa mai departe, probabil după ziua de naștere a Mirei. Și vedeți că astăzi sunt mult mai bine. M-am trezit și am simțit instant că sunt mai bine, că nu m-am trezit cu nasul înfundat. Pot și eu să vorbesc, pot și eu să respir și o să mai îmi fac un teraflu și astăzi și mâine cred că o să fiu așa ca nouă. Cei de la service încă nu ne-au sunat, nu cred că mergem să ridicăm mașina astăzi, cel mai probabil o să fie pe luni, dar e bine că oricum nu terminasem eu cu bagajele și cu ce mai aveam de făcut, așa că am 2 zile la dispoziție și apoi putem să o luăm din loc. Și noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Vă pup! Pa!